Salutare, prieteni! Țin să vă mulțumesc pentru recomandările făcute pentru bălțile care mi le-ați sugerat. Voi ține de cont de ele pe viitor. Acum am ajuns pe balta Gagu 1. Abia s-a deschis și, după cum vedeți, este stuf și ala, să zic, 20-25 de metri de mal. Și am aici niște recalcitranți în spate, care tot se ceartă de când am venit. Și ea a fost închisă, abia a dat drumul și momentan se poate da doar la undiță, pentru că e mult brădiș. Și o nebunie pe aici de forfotă de pește pe la suprafață, dacă îi vedeți. Ten, nu știu ce e acolo, tot se învârt, sunt în bancă. Dar sunt la suprafață, e cald. În fine, și am să vin aici să văd ce se întâmplă, cu toate că am vorbit cu niște săteni, dădeau mai în stânga, în partea aia, au prins caras mai mic, ca palma, mai mare, am spus că are și la kilogram. Ia uitați ce e atunci, dacă se vede. Ia uitați. Umblă numai așa, în bancuri. Să vedem. Am spus că trage numai la râmă. Eu am și viermi, am și momeala de ieri, când nu a tras. Bine. Și aici am venit de 5 minute, nu am văzut nicio mișcare. Da, am băgat și vierme, am băgat și râmă. Acum am aruncat și un pic de momeală. Să vedem ce ne zice. Avem și prima prezentare. Așa cum am spus, la râmă. E negru frumos. Cât de frumos e. Gata. Da, mi-am înțeles că e și mai mare de atât. Ok. Așteptăm și mai mare. Încă unul, mititel, dar frumușel. Pune frumos pe lat, exact cum era odinioară. Bun, deci avem prezentări, e bine. Îi dăm tot înainte așa, frumos, dar văd că trage numai un larg la cea din mijloc. A apărut și o roșioară. Aici mai la mal. Îi dăm drumul că moare repede.
agățat o fire ar să fie. Unde am aruncat nu știu. Da. Acolo o aruncam tot timpul, acum... N-a vrut. S-a agățat. Am rămas fără ac, fără plumb. Dar o reparăm. Încă unul micuț. Păi la aia mică de acolo. Au murit și râmele, dau la râme moarte acum, fleșcăite. O să tragă și la mal. Da. Degetul, a? Niște deget, nici rău. Dacă luăm pe ăla, plecam un picior. Trage o torențială. Frigiderul nu se întâmplă nimic, că e protejat. Ăla trebuie să-i închid fermoară. S-a oprit ploaia, am scăpat. E o liniște acum, e frumos, e răcoare. Soarele apune. Mai prind și câțiva cărășii. Sperăm să mai tragă. E 9 fără 10. Ai fost atent? Da. Am uitat la alea. Așa că mai pescuim o perioadă, câtva timp. Ăla nu trage niciodată. Somotei. La suprafață când îl vezi tu. Cam asta este, prieteni. Am aici și pești prinși. Mai micuți. Mai măricei un pic. Asta e. Mă duc că mă mănâncă țânțarii, nu mai pot cu ei, așa că nu știu, s-ar putea să vin și mâine dimineață, să vedem, să vin cu râme proaspete, nu moarte, cum erau astea de azi. Așa că dacă vă place canalul meu, nu uitați un like, un share și de asemenea o abonare. Mulțumesc și pe curând! Hai băiatul! Hai băiatul! Hai băiatul că...
Thank you.